Viteza rămâne principala cauza accidentelor rutiere, iar mulți șoferi nu țin cont de asta. Calcă pedala de accelerație și ignoră limitările de viteză. Polițiștii sibieni au organizat în ultimele zile mai multe razii și i-au sancționat pe șoferii vitezomani. Unii au rămas pietoni pentru 3 luni de zile. În weekend, polițiștii sibieni au organizat o acțiune pe toate drumurile județene pentru a-i depista pe șoferii vitezomani. Deși era limitare de 50 de km la oră, doi șoferi au călcat pedala de accelerație, însă au fost surprinși de aparatul radar cu o viteză de 101 și 105 km la oră și au rămas pietoni pentru 90 de zile. Au fost constatat număr de 277 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regimului legal de viteză și au fost reținute în vederea suspendării 6 permise de conducere pentru depășirea limitei de viteză cu peste 50 de km pe oră. Și nu au fost cele mai mari viteze. În urma acțiunilor polițiștilor din ultimele zile, un șofer a fost surprins în trafic cu o viteză de 176 de km la oră. Una dintre vitezele cele mai mari pe care le-am înregistrat în trafic, cu aparatura de supraveghere a traficului, a fost de 177 de km pe oră în afara localității Săliște, județul Sibiu, astfel fiind depășită viteza permisă pe acel segment de drum cu 77 de km pe oră. În anul 2010, pe drumurile din județul Sibiu au avut loc 44 de accidente rutiere grave din cauza vitezei excesive, în care și-au pierdut viața 12 persoane, iar alte 59 au fost grav rănite.